Evanghelia după Matei, capitolul 28, începând cu versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au temurat de frica lui și au rămas ca niște moți, dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstinit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a viat dintre cei moți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Amin. Suntem mulțumitori lui Dumnezeu care prin harul lui ne-a o nouă zi în care cu mare bucurie să ne urăm unii altora, Hristos a înviat. Prin Evanghelie în cu un Dumnezeu a lucrat prin cutremur și prin îngerul care a dat la o parte de pe mormânt și s-a așezat pe ea. Femeile pe drumul către mormânt își puneau întrebarea, cine ne va da piatra la o parte de pe mormânt? Răspunsul îl află când ajung acolo și văd rezultatul intervenției lui Dumnezeu. De câte ori și noi, pe drumul vieții, nu ne-am pus multe întrebări despre moarte și viață, despre credință și îndoială, despre putere duhovnicească, dar și slăbiciune în duh, despre rostul vieții noastre, despre semnificația vieții și a morții sau a vieții veșnice. Singurul răspuns adevărat la e Dumnezeu. Așa cum femeile la mormânt au aflat răspuns pentru întrebarea lor, tot așa și noi să căutăm la Dumnezeu răspuns pentru toate întrebările noastre, pentru toate întrebările despre viață. La momentul care fusese pus Domnul Isus, îngerul nu doar că a dat piatra la o parte, dar s-a și -a așezat pe ea, iar mesajul vizual era că puterea lui Dumnezeu nu are margini și e chiar și moartea. Îngerul nu a deschis momentul pentru ca Domnul Isus să poată ieși afară din el, ci ca pentru femeile și ceilalți martori să intre, să vadă că nu mai este nimeni înăuntru, dar să și meargă să mărturisească că Domnul Isus Hristos a înviat. Același mesaj, suntem și noi datori astăzi să-l spunem tuturor, Hristos a înviat. Acest mesaj nu trebuie spus doar o dată pe an, ci în fiecare zi prin viețile noastre să mărturisim că Domnul Iisus Hristos nu doar a înviat, ci este viu în vecii vecilor. Și într-o zi anume, după voia și planul său, și noi vom învia și vom fi împreună cu El și cu toți cei răscumpărați din toate timpurile și din toate popoarele, pentru totdeauna. De 2000 de ani încoace, milioane și milioane de oameni care au murit în credință au știut că Domnul Iisus cel Înviat a biruit pe Satan și moartea. Au murit știind într-o zi că vor învia pentru a intra în viața veșnică. Realitatea învierii Domnului a însuflețit pe martirii credinței, aceia care au fost arși pe rug, crucificați, aruncați la fiare. Realitatea învierii Domnului ne însuflețește și pe noi astăzi să trăim din nou voia lui Dumnezeu, să privim încercările, suferințele, chiar și moartea, ca pe ceva ce, deși pot interveni în drumul vieții noastre, ele nu ne pot dobori din credință. Învierea Domnului Iisus Hristos a fost o singură dată, dar o sărbătorim în fiecare an. Prin această sărbătoare repetată an de an, mărturisim că deși fiecare generație are timpul ei în istoria umanității, generație vin și trec, realitatea în rămâne aceeași, dincolo de generații. În aceste zile de distanțare socială, una dintre cele mai mari provocări pentru mulți credincioși din România, dar nu numai, este aceea de a înțelege că nu un ritual bisericesc, o liturgie citită de altcineva, aduce pacea cu Dumnezeu, ci doar credința personală în el în mijlocul încercării care a venit peste lumea întreagă, prin acest virus ucigaș, putem avea, dacă privim la Dumnezeu, o mare bucurie și anume aceea că El a îngăduit această pandemie tocmai în timpul acesta al Marei Sărbători a Învierii Domnului Iisus Hristos. Astfel, Dumnezeu ne îndeamnă să privim nu la pandemie, nu la criză, nu la moarte, nu la suferință, ci la dragostea Lui față de oameni. Iar manifestarea dragostei sale pentru oameni a fost însuși Domnul Iisus Hristos, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă o viață veșnică. Amin. Hristos a înviat. Sărbători cu liniște și pace vă doresc din toată inima.